Bună seara! Alexandru Stănean, Teraplast este o companie în mare vogă în momentul de față printre investitorii de retail din România. Sunteți pentru a treia oară la rând votată ca fiind cea mai compania care are cea mai, în care investitorii de retail au cel mai mare interes vis-a-vis de ea în clasamentul pe care noi facem BVB cu retail Pulse Chart. Este al treilea trimestru consecutiv în care sunteți pe primul loc și sunteți de departe pe primul loc. Au fost și ceva controverse în ultimele săptămâni legate de rezultatele financiare ale Teraplast. Eu personal le consider ca fiind foarte bune. Se pare că piața nu a avut chiar aceeași idee. Scenariul lor a fost unul, eu cred, ușor nerealist, cred că așteptau creșteri de trei cifre în continuare. Ce ne puteți spune despre ce urmează pentru Teraplast în perioada următoare? Pentru noi nu vedem decât lucruri foarte bune la orizont. Avem perspective de piață incredibile generate de fondurile pe care România le are la dispoziție, atât de la Uniunea Europeană, cât și prin noul program Angel Salini. Și toate lucrurile astea înseamnă pentru noi că vom asista la creștere de piață de 50% pe piața de infrastructură, care vin într-o perioadă relativ scurtă de timp. Adică nu trebuie să așteptăm 10 ani ca lucrurile astea să se întâmple, ci în următorii 3-4 ani acestea vor fi executate. În plus, va veni și nou buget al Uniunii Europene, care va aloca sume de bani pentru zona de infrastructură. Deci nu avem motive să fim altfel decât optimiști. Evident, pe termen, să-i spunem scurt, pot să existe, hai să spunem, ușoare deviații de la plan, generate de faptul că, din păcate, încă nu avem un guvern. Pot să apară anumite întârzieri, însă e clar, banii sunt pe masă. România, deși n-a fost niciodată la fel de prolifică ca și Polonia în a accesa acești bani, în general a avut un grad de accesare de peste 80% și cred că putem să presupunem că vom fi cel puțin la fel de buni și pe viitor, motiv pentru care avem piața de partea noastră. Și dacă avem piața de partea noastră, atunci celelalte mici crize, cu ghilimele de rigoare mici, nu au cum să impacteze în mod fundamental business-ul nostru. Dacă discutăm de celelalte sectoare, nu cel de infrastructură, faptul că intrăm pe piața ambalajelor cu fabrica nouă și cu cele două achiziții pe care le-am făcut deja, plus cele la care mai lucrăm, ne va permite să avem din nou încă un pilon de dezvoltare. Este o piață mare, este o piață dominată de importuri, este o piață care nu are bariere geografice la fel de puternice ca și piața de infrastructură, pentru că produsul ăsta este un produs care călătorește, putem să-l transportăm fără probleme, pentru că și la ora asta exportăm în Germania, exportăm în Benelux, putem să-l transportăm oriunde în Europa, motiv pentru care perspectivele pe care le avem și din perspectivă și de la business-ul de ambalaje sunt foarte bune. De asta suntem optimiști. Nu suntem nerealiști. Optimismul nostru este justificat de datele macroeconomice, dacă doriți, pe care le avem la ora asta. Acum, dacă există schimbări fundamentale acolo, ne reajustăm, dar la ora asta noi ne-am asumat, în cunoștință de cauză, să fim o companie care va crește an de an cu două cifre și tradițional prima cifră din cele două nu este 1, atât ca și vânzări, cât și ca și cifră de afaceri, cât și ca profitabilitate. Și rezultatele din ultimul trimestru confirmă exact promisiunea asta pe care am făcut-o pieței. Așadar, în ce măsură actuala criză politică ar putea influența pe termen scurt business-ul Teraplast?
Noi, românii, ne-am dovedit foarte rezilienți, ca să folosesc un cuvânt la modă, față de crizele politice. Evident că, pe termen foarte scurt, lumea se întreabă ce facem, cum facem, după care business-ul, tocmai pentru că suntem imunizați, suntem vaccinați, nu? Că e iarăși în trend, suntem vaccinați împotriva crizelor politice, business-ul tinde să revină la o normalitate, chiar dacă situația politică poate se normalizează mai greu. Discutam cu niște furnizori din Italia și la ei se întâmplă în general același lucru, tot un stat latin. Mediul de business, într-o oarecare măsură sau într-o bună măsură, este decuplat de partea politică. Ceea ce vedem noi, da, toată lumea s-a speriat, dacă doriți. În momentul în care au fost probleme în zona politică, dar Parlamentul a trecut legislație de indexare a prețurilor. Aparent, încet, mai încet decât ne-am dorit, dar încet, legislația respectivă este implementată la nivelul beneficiarilor de lucrări, a ordonatorilor de credite, motiv pentru care, indiferent sau aparent, dincolo de criza politică, partea de business a trecut peste momentul crizei politice. În ce măsură este legat PNRR-ul și investițiile din PNRR sunt legate de partea politică? Pot fi ele blocate de situația actuală, lipsa unui guvern, greutățile în crearea unei coaliții sau chiar și o coaliție PNL-PSD ar putea îngreuna aplicarea PNRR-ului și cu cât ar putea contribui PNRR-ul la rezultatele financiare din 2022 ale Teraplast? E o întrebare complexă. La ora asta, România nu are creată încă, întru totul, infrastructura pentru accesarea PNRR-ului. Cu toate acestea, chiar dacă guvernul actual, că România are guvernul, este interimar, în mod normal ar trebui să se poată crea respectivele mecanisme de accesare a fondurilor. Iar cu privire la coaliție cu care, condiția cea mai importantă este să avem un guvern. Indiferent, un guvern nu interimar, un guvern plin, care să pună toate mecanismele de accesare a fondurilor europene în ordine și atunci lucrurile n-au de ce să întârzie foarte mult. Pe ceea ce ne bazăm noi, pe noi ne bazăm că cel puțin din a doua jumătate a anului 2022 respectivele fonduri vor ajunge în piață. Pentru noi ce înseamnă să ajungă în piață? Înseamnă să fie depășite etapele de licitație de execuție, pentru care la modul realist nu putem să sperăm că se vor termina mai repede de 6-7 luni. Și de a doua jumătate a anului să înceapă să fie cheltuiți banii ăștia, dar până atunci mai sunt de cheltuit bani din POIM și în mod tradițional banii de pe PNDL, Anghel Salini, tind să fie accesați mai repede și în felul ăsta piața de infrastructură să n-aibă sincope în prima jumătate a anului viitor. Ok, Florin Câțu a spus că ar trebui să vină în curând o primă tranșă de, nu mai știu, 13 miliarde sau ceva de genul acesta de euro. Ce se va întâmpla cu acești bani? Vor aștepta până când se vor termina aceste licitații sau ei sunt deja alocați unor lucrări? Probabil să fie deja alocați unor lucrări, posibil să fie lucrări care deja se desfășoară și au fost puse în finanțare pe PNRR. Nu știu exact la care dintre lucrări s-a referit domnul prim-ministru. Am înțeles. Având în vedere că noi avem o obișnuință destul de proastă de a nu reuși să accesăm banii europeni într-un procent foarte bun, cam
Ce procent cu credeți, real vorbind, că ar putea fi accesați din banii prin PNRR până în 2027? Acum, dincolo de miturile urbane, după cunoștințele mele, statistica spune că pe zonele care ne interesează pe noi ca și Teraplast, adică pe partea de infrastructură, rata de absorpție tinde să depășească 80%. Adică, ok, nu suntem Polonia să luăm 100%, să luăm 100%, dar 80%, dacă îi înmulțim cu 30 de miliarde, tot vorbim de 24 de miliarde care vor intra în următorii ani în economie. Și dacă ne amintim, nu de mult am avut ani în care investițiile pe care se făceau de la bugetul de stat erau de 1 miliard de euro. Adică, oricât de... Și dacă reușim doar 80% să atragem, da, care evident nu e un procent cu care să te lauzi, oricum impactul în economie va fi mai mult decât pozitiv, pentru că banii ăștia se cheltuie intensiv, dacă doriți. Adică perioada în care ei ajung în economie este foarte scurtă. Și asta, în mod normal, ar trebui să ajute pe toată lumea, pe firmele de construcții, producătorii de materiale de construcții și, nu în ultimul rând, că până la urmă pentru asta se cheltuie banii ăștia, nu ca să aibă firmele de construcții sau noi de lucru, comunitățile către care se îndreaptă acești bani. Ok. Știu că ne-ați pregătit și o scurtă prezentare. Da. Ca să discutăm subiectele de rezultate financiare. Și revenim ulterior cu alte întrebări. Vă reamintesc pe această cale că puteți să-i puneți domnului Stănean întrebări, inclusiv pe perioada prezentării, în chaturile din Facebook și YouTube. O să încercăm să luăm toate întrebările pe care le adresați. Mă rog. Și anul 2021, după un 2020 record, urmează un 2021 record în care implementăm strategia de transformare a grupului Teraplast din cel mai mare furnizor de materiale de construcții cu capital românesc în cel mai mare procesator de polimeri din estul Europei, investind foarte mult, achiziționând companii. Avem două achiziții finalizate anul acesta, Brixton-ul și Somplast-ul, care au fost semnat la finalul anului trecut. Anul ăsta am primit acord de la Consiliul Concurenței. Construim o fabrică nouă pe partea de ambalaje cu focus puternic pe zona de ambalaje biodegradabile, pentru că nu trebuie să uităm, motto-ul nostru este că noi trebuie să oferim soluții eficiente pentru oameni și mediu, ori la ora aceasta ambalajele biodegradabile reprezintă o astfel de soluție. Am crescut vizibilitatea companiei prin includerea în indicii bursei de la Viena, prin promovarea în cadrul FTSE Russell de la microcap la smallcap. Am distribuit acțiuni gratuite, un dividend special. Și toate acestea au contribuit la spargerea pragului de 2 miliarde de lei capitalizare la bursă. Am livrat ceea ce am promis încă de la începutul anului, respectiv o creștere de două cifre, atât la profitabilitate cât și la cifra de afaceri. Am avut o strategie, consider eu, reușită cu privire la partea de achiziții, pentru că unul dintre marile challenge-uri pe care le-am avut anul acesta a fost partea de achiziții de materie primă și utilități, pe care până acum le-am depășit cu bine, dar așa cum am spus o careva teleconferință, nu vorbim aici de un sprint, este un maraton. Fiecare lună, fiecare trimestru vine cu noi provocări pe partea aceasta de achiziții și le gestionăm pe măsură ce vin. Și nu în ultimul rând, deși ne-am confruntat cu unele întârzieri în pornirea fabricilor, utilajele pe care le cumpărăm au un grad ridicat de automatizare și implicit sunt afectate de criza microchipurilor.
Cu toate acestea, aici spune că fabrica de ambalaje biodegradabile urmează să înceapă producția săptămâna următoare. Astăzi pot să vă confirm că liniile de producție funcționează. După primele 9 luni am reușit o creștere cu 41% a profitului net, care a venit dintr-o creștere de 46% a cifrei de afaceri. EBITDA a crescut cu 32% și profitul operațional cu 37%. Aceste creșteri sunt foarte apropiate de nivelurile bugetate, motiv pentru care avem încredere că și la finalul anului vom fi în linie cu ceea ce am prezentat în luna ianuarie ca și buget pe acest an. Dacă ne uităm la sursele acestei creșteri, am avut o evoluție foarte bună atât în businessul de granule, cât și în businessul de instalații. Ele sunt cele mai mari businessuri la ora aceasta în cadrul grupului Teraplast. Businessul de ambalaje vine puternic din urmă, însă la ora aceasta am funcționat cu precădere pe baza pe care a oferit-o Somplastu. Asta se vede în situațiile de la 9 luni. Și din acest trimestru vom vedea și efectele noi fabrici de ambalaje biodegradabile. Practic, noi am capitalizat anul acesta, sau creșterea pe anul acesta a venit cu precădere din liniile de business, să le spunem, tradiționale ale Teraplast, respectiv partea de instalații și partea de granule, unde aș vrea să punctez că businessul de reciclare, care este un alt business în care am investit foarte mult în ultimii ani și chiar și anul acesta, a adus și el o contribuție semnificativă pe fondul crizei de materii prime. Tot mai multă lume se îndreaptă către soluții care să încorporeze material reciclat ca și alternativă ecologică și chiar și de disponibilitate față de materia primă din combinat. Așa cum spuneam, pe partea de punere în funcțiune, deși există anumite întârzieri, ele nu sunt semnificative și sub nicio formă nu afectează planurile noastre pe termen lung. Practic am ajuns aproape de 90% cu contractările pe proiectele de ajutor de stat și estimăm la ora aceasta că în luna noiembrie vom porni sistemele de liniile de producție pentru sisteme de încălzire prin pardoseală, pentru partea de țevi de telecomunicații și ambalajele biodegradabile, urmând ca în primul trimestru din anul viitor să pornim și fabrica nouă pentru sisteme de polietilenă pentru apă și gaz. Aș vrea să reamintesc prognozele noastre. Ne bazăm că aceste investiții, care totalizează 33 de milioane de euro, să ne aducă un plus de 251 de milioane de lei la maturitate, cu o EBITDA de 30 și aproape 9 milioane de lei la o rată de 15,4, deci superioară față de rata pe care avem în prezent de EBITDA. Urmărim evident o îmbunătățire de profitabilitate, pentru că ăsta e motivul pentru care le-am făcut. Și de ce credem acest lucru? Pentru că, așa cum menționam, piața este alături de noi. Avem piața de 300 de milioane de euro a ambalajelor, din care, vă reamintesc, jumătate la ora asta se importă. Avem 1,88 miliarde de euro sume alocate prin Programul Național de Recuperare și Reziliență pentru infrastructură de apă și canal. Deci din totalul de 30 de miliarde, 1,88 sunt alocate pentru apă și canal, 2,2 miliarde sunt alocate pe zona de reabilitări clădiri, care înseamnă business pentru Teraglass. 18 miliarde sunt alte genuri de investiții unde într-o proporție într-adevăr mai mică intră produsele noastre și banii ăștia nu se aruncă pe fereastră, banii ăștia contribuie la creșterea procentului de conectare a populației la rețele de apă și gaz. Suntem ultimii din Europa la acești indicatori. Puțin peste jumătate din populația României este conectată la rețele de canalizare. Doar 70% din populație este conectată la rețele de apă și doar 35% din populație este conectată la
din locuințe sunt conectate la rețele de gaz. Dacă ne uităm oriunde în jur, ne uităm la Ungaria, la Bulgaria, nici nu îndrăznim să mergem mai încolo sau nici nu trebuie să mergem mai încolo. Discutăm de rate de conectare care sar de 90%. Iar la tradițional ne avem un ritm de circa 1,5% pe an. Noi estimăm cu toate investițiile astea că o să fie nevoie de rețele noi pentru utilități în România încă 20 de ani vom avea de lucru. Și asta, estimarea asta o facem pe baza datelor pe care le avem și calculele sunt făcute de la Banca Mondială, nu de către noi, în strategia națională a apei, pentru că avem un cadru legislativ la nivel european, o directivă europeană a apei, care impune niște indicatori foarte stricți cu privire la modul în care trebuie gestionată accesul populației la apă și apele uzate care rezultă din asta. Ori pentru asta ai nevoie de conectarea populației la rețele de apă și canalizare. Aș vrea să rămânem cu câteva concluzii. Teraplast merge din record în record. 2020 a fost un an extraordinar. 2021 este semnificativ mai bun. Materiile prime, deși sunt o provocare constantă, până acum parteneriatele pe care le-am creat, avem totuși o istorie de 125 de ani și suntem activi în zona maselor plastice din anii 70. Lucrul ăsta se traduce în faptul că avem parteneriate cu furnizori de pe toate continentele. Ce scuze, cred că Australia lipsește din lista continentelor pe care avem furnizori. Exceptând Australia, pe toate continentele avem furnizori. Și asta ne-a permis să avem disponibilitate de materii prime și prețuri cât de competitive se pot în perioada asta. Motiv pentru care nu avem motive să credem că vor exista abateri semnificative față de prognozele pe care le-am făcut la început de an. Și având în vedere că noile investiții le vom pune în funcțiune în trimestru 4, în trimestru 4 vom beneficia într-o mică măsură, da, o lună jumate, două, de activitatea care se va desfășura pe noile linii. Iar pentru 2022 deja am anunțat cel puțin valoarea EBITDA, 130 de milioane de lei. Ne-am, să spunem, antepronunțat cu privire la valoarea asta încă din luna ianuarie. Și tot ceea ce vedem ca și perspective de piață ne fac să fim încrezători că nu vor exista abateri și bugetul pe care îl vom publica formal la mijlocul lunii februarie, odată cu rezultatele preliminare, va fi în linie cu această prognoză. Cam asta este pe partea de prezentare. Dacă sunt întrebări. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. O întrebare legată de procentul veniturilor și a profiturilor aferent anului 2022 pe care le preconizați din business-ul pe ambalaje biodegradabile și care ar fi o marjă de profit pe care o estimați pentru aceasta? În mod evident, ne publicând bugetul pe 2022, cred că s-a supărat puțin ASF-ul pe noi să răspund foarte explicit la întrebarea asta. Dar pe de altă parte trebuie să vă spun că bugetul încă este în curs de revizuire și astăzi am trecut printr-un draft de buget. El urmează să fie discutat intens spre sfârșitul lunii astea cu colegii într-o formă finală. Deci nu, nici măcar nu-s gata calcule, dar dincolo de asta, pe zona de ambalaje flexibile, noi am dat un preview, dacă vreți, cu privire la ceea ce ne așteptăm de la business-ul ăsta. Pe slide-ul pe care l-am pus pe ecran, business-ul ăsta la maturitate trebuie să atingă o cifră de afaceri de 75 de milioane de lei
este penultima coloană, 75 de milioane de lei cu EBITDA de 14.500.000 de lei, cu o rată de aproape 20%. Este semnificativ sau de departe cel mai profitabil business în care am investit în planul de investiții de anul acesta. Este într-adevăr cu vreo 5-6 puncte procentuale, dacă nu mă înșel, peste marjele EBITDA celorlalte linii din grup. În cât timp preconizează că veți deveni unul dintre jucătorii majori la nivelul Europei Centrale și de Est în domeniul ambalajelor biodegradabile? Ceea ce ne-am propus este să devenim lideri de piață până anul viitor și avem toate premisele să îndeplinim acest indicator care ni l-am setat. Și de principiu, cu ceea ce avem acum în plan ca și achiziții, să le spunem apropiate ca și termen de finalizare, avem premisele să devenim un jucător relevant la nivel european încă de anul viitor. Ok. În ce fel vă afectează criza semiconductorilor în activitate? Criza semiconductorilor, în mod evident, nu folosim semiconductori în produsele noastre, însă, având în vedere că această criză s-a suprapus peste investiții semnificative, i-a încurcat pe furnizorii noștri de utilaje, care, repet, au un grad de automatizare foarte ridicat, le-a cauzat lor întârzieri și asta înseamnă că unele linii vin cu întârziere față de planul inițial. Cineva ne întreabă dacă puteți transfera cu ușurință creșterea prețurilor materiilor prime spre clienți produse? Nu e niciodată ușor să crești prețurile în piață. Pe de altă parte, având în vedere că discutăm de o creștere generalizată a prețurilor, nu avem opțiuni nici noi și nici nu sunt competitori care să spună nu că teraplastul vinde. O creștere generalizată, oricât de greu ar fi pentru clienți, datorită amplitudinii ei nu o pot clienți. Datorită amplitudinii ei nu o putem internaliza. Motiv pentru care avem luni în care o transferăm mai ușor, luni în care o... Okay. Plănuiți să achiziționați alte companii în viitor? Și dacă da, aveți alte companii în viitor? Și dacă da, aveți deja companii cu care negocierile sunt pe ultima 100 de metri? Avem companii cu care suntem în fază avansată de negociere. Am spus-o, cred că și la teleconferința cu investitorii. De principiu nu văd vreun motiv ca să nu putem finaliza cel puțin încă o achiziție până la finalul anului ăsta. Vor fi companii românești sau din alte țări? Negociem și în România și în străinătate. Achiziția pe care preconizați să o anunțați va fi din România? Cel mai apropiat suntem, da, cu o companie din România. Ok. Cu companii din ce domenii negociați? Din orice domeniu în care să putem obține sinergii. Și sinergii înseamnă să avem aceeași piață, deci tot ce înseamnă materiale de construcție, ambalaje și tot ce înseamnă aceeași tehnologie, respectiv prelucrări de mase plastice. Chiar dacă piața e alta decât cea pe care suntem prezenți astăzi. Cam asta e, cum să spun, perimetru în care căutăm parteneriate și achiziții de companii. Ok, o întrebare din partea publicului. S-au făcut ajustările prețurilor pentru contractele cu statul? Clienții noștri au făcut diligențele impuse de legislația aprobată. S-a aprobat o ordonanță la sfârșitul lui august. A venit o lege mai recent care a modificat ordonanța. E o procedură mai complexă decât mi-aș fi dorit sau mi-ar fi plăcut să văd, dar este o procedură care e un pas înainte. Clienții noștri au depus diligențele și acum unele autorități au aprobat, altele încă analizează, dar încet, încet se va implementa această creștere și pentru clienții noștri, că până la urmă noi ne uităm foarte atent inclusiv la sustenabilitatea business-ului clienților noștri în contextul de acum. Ok.
o întrebare la care cred că răspunsul ar trebui să-mi aparțină. Poate fi compania pusă într-un portofoliu tip pensie pe termen de 30 de ani aproximativ? Răspunsul e complicat ca de obicei. Din punctul meu de vedere, în România 30 de ani nu înseamnă o eternitate. Nu știu dacă 30 de ani este un orizont neapărat de timp. Posibil, oricum, în momentul de față, cu siguranță Teraplast este una dintre companiile foarte interesante, una dintre companiile transparente care comunică foarte bine cu investitori și care au obținut rezultate foarte bune la nivel financiar. Mi-aș Deci, permite da, să. ați putea să o luați în considerare. Nu vă propun să aveți niciodată un orizont de timp de 30 de ani când vine vorba de achiziția unei companii. Pur și simplu vedeți cum evoluează și o țineți în portofoliu, poate o țineți 50 de ani, poate o dați acțiunile copiilor, nepoților, nu știu. Mi-aș permite să fac și eu, să dau și eu un răspuns mai puțin, să spun, tehnic. Noi anul ăsta împlinim 125 de ani. Pentru Teraplast, 30 de ani nu pare foarte mult. Din perspectiva istoriei pe care am avut-o până acum, am trecut prin două războaie mondiale. Geografic, suntem formați în Imperiul Austro-Ungar și acum suntem companie românească. Două pandemii cu asta de acum, nici nu știu câte revoluții, că le-am pierdut și în intervalul ăsta de timp. Prin perioada comunistă, prin naționalizare, un business, dacă e solid și știe să se adapteze, cred că poate să reziste mult mai mult de 30 de ani și tind să cred că noi avem o experiență pozitivă în a ne adapta diverselor contexte de piață, uneori foarte potrivnice prin care am trecut. Cu siguranță sunteți, poate, nu știu dacă cel mai vechi business din România, dar cu siguranță printre cele mai, cu durata cea mai mare. Și asta nu e un lucru puțin pentru această țară. Da, din păcate nu știu să fie o statistică oficială. Știu că Borsecu are o vechime un pic mai mare decât noi, dar dincolo de ei, care sunt foarte vizibili, nu știu alte companii cu vechime ca și noi. Și o ultimă întrebare, dacă nu mai avem altele din partea publicului. Spuneați în comunicatul legat de rezultatele financiare la 9 luni că ați achitat investiții de 83 de milioane lei care urmează să fie operaționalizate. Care sunt aceste investiții, când vor fi ele operaționalizate și cum vor impacta ele bugetul de venituri și cheltuielile al Teraplast? Cele 83 de milioane de lei fac parte din planul de investiții de 33 de milioane de euro anunțat. Concret, ce avem funcțional astăzi sunt liniile de țeavă de PVC, liniile de injecție și de zilele astea și liniile de ambalaje flexibile. Urmând ca până la finalul lunii să primim și liniile pentru țeavă de încălzire în pardoseală și tubete. Iar în primul trimestru din anul viitor vin și instalațiile pentru partea de rețele de apă și gaz. Practic, noua capacitate pentru țevi de polietilenă. Toate astea, în momentul când vor funcționa la capacitate maximă, ne vor aduce în plus o cifră de afaceri de 251 de milioane de lei și o EBITDA de 30 și aproape 9 de milioane de lei în Teraplast. Când vor ajunge ele să funcționeze la capacitatea maximă, când preconizați? Noi ceea ce am spus e că vrem ca în 2 ani, deci până în 2020 sau în 2023 să ajungem să avem plusul ăsta în situațiile financiare. Mulțumesc foarte mult, Alexandru Stănan, Mare pentru plăcere. prezența la eveniment în seara aceasta. Recunosc că ne-ați dat câteva informații foarte interesante, câteva informații pe care eu personal nu le știam și rămân în continuare la părerea pe care mi-am format-o că Teraplast este o companie extrem de interesantă. Mulțumim Mulțumesc! și mulțumim și investitorilor pe
pentru încrederea care ne acordă de o bună perioadă de vreme și lucrul ăsta ne obligă pe noi cei care lucrăm în executiv să livrăm performanță ca un semn de mulțumire, dacă vreți, față de încrederea pe care o avem de la investitori. Iată, mai avem o ultimă întrebare venită acum. Care e politica de dividend estimată pentru 2022, respectiv pentru profitul din 2021? Noi, ca și principiu, pentru noi obiectivul, prioritatea zero este să asigurăm creșterea. Creștere care o facem atât prin greenfield-uri cât și prin M&A-uri. Cu privire la dividende, după ce vom închide bugetul și vedem care este nevoia de cash, vom putea să discutăm mai concret. Firma, așa cum am spus-o, are profit, este bancabilă, are poziție foarte bună de cash. Dacă acționarii vor decide, sunt convins că firma poate să acorde dividende. Ok, mulțumesc mult, Alex, să nu spun Și eu încă vă o dată. mulțumesc.